Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vreau să vă vorbesc despre conjuncția din noiembrie, cea dintre Jupiter și Pluto. O conjuncție rară și grea. Și la final, cum influențează ea fiecare zodie în parte? Conjuncțiile dintre Jupiter și Pluto sunt asociate, între altele, cu marile molime. În mitologie, această conjuncție poate fi privită ca o întâlnire între ceruri și infern, între stăpânul înălțimilor și zeitatea adâncurilor și a morții. Această întâlnire poate fi privită ca un fel de purgatoriu, un loc intermediar în care oamenii trebuie să sufere înainte de a se mântui sau a fi damnați pentru totdeauna. Această conjuncție are loc foarte rar, depinde de semnul pe care pică, în intervale între 12-13 ani până la 200 de ani. Acest ciclu astral este cunoscut de multă vreme și se consideră că modelează evoluția societății, a politicii, a științei, a religiei. Potrivit vechilor astrologi, această conjuncție face un ciclu complet cam în 960 de ani. Și prima conjuncție de acest fel ar fi fost în vremea creierii lui Adam, apoi apotopului, apoi începutul erei musulmane începutul epocilor de aur, de bronz, de argint și așa mai departe. Revoluția franceză se spune că a avut loc în apropierea uneia dintre aceste conjuncții astrale. Întrucât conjuncția Jupiter-Pluto de acum din noiembrie are loc în Capricorn, s-ar putea să ajungem la concluzia că timpul este o resursă deosebit de importantă, pe care probabil că am irosit-o cu conflicte inutile. Finalul de an și refacerea conjuncției Jupiter-Pluto ne îndeamnă să facem un bilanț și să ne întrebăm dacă a fost un timp pierdut sau un timp câștigat. Un vechi astrolog spunea că Pluto mărește lucrurile mici și le micșorează pe cele mari. Poate de aceea microscopul s-a inventat în timpul unei asemenea conjuncții sau în timpul unei astfel de conjuncții s-a născut părintele microscopiei și al microbiologiei, adică în 1632. Tot într-o astfel de conjuncție, mai exact în 1930, are loc inventarea microscopului electronic. Și să nu uităm de inventatorul teoriei Bing Bang, adică teoria atomului primordial, care s-a născut exact în timpul acestei conjuncții, mai exact 1894. Tot într-o astfel de vreme omul aterizează pe lună. Faptul că un salt atât de uriaș pentru umanitate s-a întâmplat pe timpul unei configurații planetare atât de rare și potrivite precum aceasta reprezintă o extraordinare validale a celor ce ne învață astrologia. Și ca să vă dau cireașa de pe tort, în vremea unei astfel de conjuncții rare, s-a descoperit chiar planeta Pluto. De ce a fost numită această conjuncție conjuncția pandemiilor? Pentru că majoritatea acestor dezastre pe sănătate au avut loc pe timpul acestor conjuncții pe diferite semne zodiacale. Vă dau doar câteva exemple. Gripa spaniolă din 1918 a fost pe conjuncția jupiter pluto în rac. Sau pandemia de HIV a fost în 1981 pe această conjuncție în balanță. Sau ciuma din Rusia din 1771, exact pe această conjuncție în Capricorn, ca acum. Sau Moarta neagră sau ciuma din secolul XIV a fost pe această conjuncție în berbec. Ce s-ar putea întâmpla însă pe 12 noiembrie? În acest moment ar putea izmuni o adevărată criză mondială, asociată cu scăderea resurselor, cu instalarea anarhiei și a lipsei de respect față de autoritate și față de binele comun. Dar totul depinde doar de noi pentru asta. Conjuncția marchează începutul unui nou, nou ciclu în ceea ce privește valorile, resursele, puterea, în nuanțele sem semnului care o găzduiește. În Capricorn, cel care este patronul autorităților, al guvernelor, al corporațiilor, al structurilor și regulilor sociale, avem de-a face cu o reconsiderare a valorilor noastre legate de muncă și a modului în care funcționăm ca societate, mai ales în ceea ce privește administrarea resurselor și dezechilibrele de putere. Următoarea conjuncție de acest fel va fi în anul 2755. Noile începuturi, spre care privim din nou cu ambiție și cu voință în luna noiembrie, depind de ceea ce am făcut și de ceea ce am înțeles din luna martie încoace. Șansa de a ne redresa spectaculos nu a dispărut, așa că este momentul să depunem toate eforturile pentru a o fructifica atât la nivel personal cât și la nivel social. Adevărata misiune a acestei conjuncții este transformarea noastră, a propriei vieți, a vieții semenilor și a lumii sociale exterioare. Jupiter, în conjuncție cu Pluto, oferă o înțelegere a adevăratei noastre puteri, cum conștientizăm ceea ce este cu adevărat important pentru noi. Jupiter reprezintă expansiunea, abundența, valorile, dreptatea, credința, iar Pluto este planeta puterii, a resurselor ascunse, a momentelor limite, a morții și a transformării. Întâlnirea lor din Capricorn dă tonul. Să ne descoperim resursele nebănuite, cele date de Jupiter, în mijlocul încercărilor, cele date de Pluto. În același timp, acest aspect pune un accent deosebit pe finanțe, pierderi și câștiguri financiare, poate dezvălui practicile bancare înșelătoare, restricții și limitări în dezvoltarea carierei, în afaceri, în relația cu părinții, ajutoare financiare. Evenimente majore care implică credința, practicile religioase, partea întunecată a unor demersuri religioase. Se poate să fim forțați să reevaluăm sistemul nostru de credințe, indiferent dacă implică principii spirituale și religioase sau convingeri legate de politică sau justiție socială. Prin urmare, vor fi bine susținute dorințele noastre de expansiune de schimbare și de dezvoltare. Gândirea este mai limpede și avem o foarte bună capacitate de a trece la fapte. Putem vedea conjuncția Jupiter-Pluto manifestându-se ca o accentuare dată de Jupiter, a crizei dată de Pluto, mai ales în ceea ce privește locurile de muncă date de Capricorn, ca o creștere Expansiune dată de Jupiter a numărului de persoane cu probleme de sănătate. Problemele de sănătate sunt date de Pluto. Sănătatea la care mă refer, o știți foarte bine, nu pot să-i pronunț numele, că nu mă lasă YouTube, într-un proces care se întinde pe o durată mai lungă de timp, dată de Capricorn, și nu ține cont de granițe, dată de Jupiter. Situația de acum poate o fi o replică a carmei colectivă și a misiunii pe care o avem ca nație. Avem ca misiune să renunțăm la corupție, la abuzuri de putere, la inegalitate socială și la regulile sociale învechite. Este un eveniment care ne forțează să ne oprim din goana după bani, de succes, statut, realizări pentru a face un pas în spate și a vedea că avem nevoie de un ritm nou pentru binele nostru și al planetei. Unul dintre mesajele întâlnirii celor două planete este să renunțăm la a avea mai mult și de a găsi valoarea adevărată a lucrurilor pe care deja le avem. Această conjuncție în Capricorn face un aspect de sextil cu asteroidul Borasisi în Casa Peștilor, el reprezentând cel prins cu minciuna, ficțiunile, ce este adevărat și ce nu, lupta între puterea religiei și cea a tehnologiei. Astrologic, borasisi reprezintă înșelăciunile de toate felurile. Cele propagate atât în numele religiei, cât și cel al tehnologiei. Se referă la iluzie, la amăgire, în special auto-amăgirea conștientă, precum și pericolele date de excesul tehnologic. Acest aspect aduce în discuție ce este adevărat și ce nu. Într-un fel sau altul, perceptele false vor fi dezvăluite. Raportând asta la Biblie, vedem că aceste conjuncții arată exact ca mesajul profetului Iona din Vechiul Testament. Cred că vom vedea în următorul deceniu multe transformări în ceea ce privește educația, justiția, politica, sistemul de sănătate și religia, transformări care deja s-au pus în mișcare sub constrângerile sanitare existente. Acum să vedem cum stau lucrurile sau ce impact are această conjuncție pe fiecare zodie în parte. Pentru berbec. Dacă ai proiecte de renovare sau planifici o mișcare în forță, este probabil momentul în care aceste planuri se vor pune într-adevăr în mișcare. În cazul unei relații noi vei dori să o prezinți familiei la jumătatea lunii decembrie, dar fă -o cu prudență și fă-o să se întâmple și va urma o sărbătoare privată și foarte pasională. Este valabil și pentru cei de vârsta a doua. Pe această conjuncție îți va fi mai ușor să combini finanțele și investițiile. Dar doar la sfârșitul lui decembrie vei începe să vezi roadele investițiilor tale și va începe o perioadă în care vei atrage bani, în special bani din alte resurse decât ale tale. Ai putea avea conflicte legate de problemele financiare ale altora, cum ar fi disputele familiei legate de bunuri sau de proprietăți. Când crezi că ești la răscruce de drum, gândește calm și liniștit și nu fi impulsiv. Construiește-ți sentimentul disciplinei dacă vrei să câștigi în viață. Dacă ești dispus să depui mai mult efort, unul dintre visele tale majore se va împlini și va aduce cu sine evoluția. Taur, dragii mei, conjuncția va aduce o recuperare vizibilă în ceea ce privește colaborările și contractele, noile alianțe și victoria în concursuri sau în lupta concurențială. Vei fi chemat să respecti reguli și care chiar și conform standardelor tale îți pot părea restrictive și dure. Dar vei primi toate beneficiile pentru controlul de sine, răbdarea și determinarea pe care le aplici pentru a rămâne în conformitate cu aceste reguli. Să te simți bine cu tine însuți, cu capacitățile tale, cu abilitățile tale, este de fapt esențialul. Pe măsură ce schimbările apar întâi la interior, apoi la exterior, atât în ceea ce privește casa cât și viața publică, lucrurile se vor stabiliza. Croieșteți un nou drum profesional în noiembrie, cu toate înregistrările și informațiile pertinente pe care deja le ai în mână. Rivalitatea intensă, care va începe după 30, s-ar putea încheia cu o fuziune, s-ar putea să încheia nu cu jobul ideal pentru tine. Așa că fii activ și decis. Banii pot fi și vor rămâne un sector cald și dinamic mult timp. În ceea ce privește eventualele investiții financiare, îți recomand să fii extrem de precaut cu finanțele proprii, deoarece nu ești susținut în niciun fel în acest domeniu. Gemeni, forța care vă schimbă viața în această conjuncție înseamnă regenerarea la niveluri profunde, care merg până în deceniul următor. Vei da drumul la vechile scenarii care ar putea avea legătură cu proprietatea banii sau alte resurse pe care le-ai împărtășit până acum. Vechea ordine se prăbușește și punțile se așează pentru un nou răsărit în moduri sau conexiuni profunde de suflet. Vei învăța cum să alegi cele mai valoroase piese din trecut și să le duci în viitor în ascensiune exact ca pasărea Phoenix care se ridică din cenușe. Te-ai putea simți mai atras de latura mistică, ascunsă spirituală a vieții. De asemenea, acest tranzit poate însemna o moștenire din active sau economii anterioară, dar poate însemna și lupta pentru putere și turbulențe legate de moștenirile și propriile tale credințe. Începutul lunii noiembrie aduce o perioadă de descoperire de sine. Profesional, după 8 noiembrie, ai atâta abordare cât de mult dorești săriști. Apoi, în decembrie, încearcă să-ți o vacanță. Și să faci multe fapte bune, de caritate. Pe sănătate, asigură-te că faci toate controlele medicale la timp. Rac, poți deveni persoana care ai simțit întotdeauna că locuiește în interiorul tău. Așteaptă-te la apariția în viața ta a unor oameni noi, aventuri și o mulțime de schimbări vizibile care se vor derula cu repeziciune. Pe plan sentimental, această energie ți-ar putea aduce înapoi un vechi iubit sau un partener din trecut. Așa că fie vei relua afacerile cu el, fie va intra cineva în viața ta care îți va proiecta calitățile pe care le-ai admirat de mult. Creșterea evidentă a încrederii în tine va atrage de asemenea oportunități și ele parcă vor veni de nicăieri. Obiceiurile tale de economisire vor fi răsplătite cu investiții pe măsură. Cu atenție vei controla și cash flow-ul și ce vei avea în cont. Nu amesteca finanțele cu ale altora, pentru că ai putea anula toată munca ce ai făcut în ultimii ani. Leu. Forța schimbării pe care o aduce această conjuncție înseamnă regenerare la nivelurile cele mai profunde în ceea ce privește forța de muncă, abilitățile de coordonare și sănătate a ta sau a cuiva apropiat. Pe parcursul acestui lung tranzit, vei da drumul la câteva scenarii vechi legate de munca cotidiană, de modul în care îți faci treaba sau poate că sunt anumite opțiuni de viață care îți vor influența sănătatea. S-ar putea să simți nevoia de a avea mai mult control în aceste domenii. Această energie a renașterii ar putea afecta și situația ta ca angajat sau ca rutină zilnică. Și ar putea exista o tensiune în jurul acestei situații, așa că este posibil să dorești să transformi situația existentă într-alta, mai convenabilă ție. Noile visele vor înlocui pe cele vechi. Pe plan sentimental, noiembrie te găsește într-o dispoziție nostalgică. Pe măsură ce iarna vine, la fel se va întâmpla și cu emoțiile tale. Așa că îndreaptă-te către ceva mai bun și mai neașteptat, și lasă vechile probleme în spate. În a doua jumătate a lui noiembrie este o perioadă de boom pentru afaceri și pentru renașterea relațiilor profesionale. Este posibil ca oamenii să te privească ca pe un deschizător de drumuri și să te vadă ca pe un model așa că focalizează-ți atenția pe acest aspect. Mândria și vanitatea excesivă sunt adevărate defecte și trebuie să înveți să nu le lași să iasă în evidență. Fecioara. Forța acestei conjuncții este un aspect foarte bun față de semnul tău și înseamnă regenerare la nivel subtil. S-ar putea să obții mai mult control într-o zonă care te-ar aduce în centrul evenimentelor și îți va permite să strălucești într-un mod special și unic. Aceasta este energia renașterii și poate afecta de asemenea alegerile tale în relațiile de dragoste care se pot simți destul de convingătoare, mai ales când vei descoperi o legătură sufletească profundă cu cineva. Visele ți-au adus indicii profetice legate de viitorul tău. Vechile prietenii care și-au depășit scopul în viața ta pot fi eliberate. Renunță la visele vei care nu se mai potrivesc scopului inițial, deoarece o nouă cauză poate duce rapid la un întreg cerc de asociați și parteneri, iar descoperirea de noi prieteni duce la ceva nou, ca să te eliberezi de ceea ce era vechi, perimat și anacronic. Cariera ți se va revitaliza după 20. Ești cel mai bun acolo unde este necesară metoda și rutina, fiind un cercetător, un analist sau un tehnician excelent. Pentru că ești dependent de obiceiuri și de rutină, ești și previzibil. Te super dacă ești perturbat în ceea ce faci. Vrei ca oamenii să facă lucrurile la timp și să aibă aceeași rutină ca și tine, ceea ce este imposibil. Dacă nu o fac, vei încerca să le forțezi mâna, ca să spun așa, sau vei, te vei îmbolnăvi de nervi. Acest lucru se va vedea imediat în dietă și în practica ta zilnică. Sănătatea și dieta sunt importante pentru tine. Balanța Conjuncția te va ajuta să sapi mai adânc în tine, pentru a decide cine dorești să fii cu adevărat. Și va fi scânteia pentru reînnoirea relațiilor cu familia și pentru atingerea anumitor rezultate în viață. Această acțiune puternică, care se dezvoltă în interiorul tău, te împinge înainte cu activitățile legate de carieră și te face mai dornic să urci pe scara succesului. Dar, de asemenea, o problemă personală arzătoare, te-ar putea face mai dornic să te protejezi și să speculezi momentul. Venus tranzitează acum balanța, zodia ta, până în 21. Prin urmare, viața amoroasă se anunță intensă, dar instabilă. Nu lipsesc momentele de criză și conflictele, pasiunea, gelozia și atracțiile fizice, așa că se recomandă prudență și moderație. Alianțele tradiționale se schimbă și se estompează după data de 30 noiembrie. Acest lucru poate fi schimbat atunci când preferi să faci ceva plăcut și vesel. Pe sănătate, energia va părea aproape magnetică și pozitivă, iar practicile alternative pe care le poți adepta cu ușurință în viața ta vor avea ca rezultat aproape inexplicabil creșterea rezistenței organismului, deci o imunitate îmbunătățită și o echilibrare a corpului și a minții. Sănătatea are și o calitate spirituală, iar acest lucru îți va servi extrem de bine în viitor. Scorpion. Zodia Scorpionului este bine activată de prezența Soarelui până pe 21 noiembrie a lui Mercur, începând din 10 noiembrie și a lui Venus din 21 noiembrie. Dacă ținem cont și de energia conjuncției Jupiter-Pluto, avem tablou unei conjuncturi astrale care ne îndeamnă și ne ajută să punem în aplicare schimbările pe care le-am tot amânat sau pe care le-am început și le-am abandonat. Deciziile și proiectele în jurul căruia ne-am tot învârtit, cel puțin de la începutul acestui an încoace. Apoi să ne amintim că Pluto, Planeta cu care voi aveți afinități speciale se află în casa comunicării și a intelectului și va sta acolo până în 2024. Așa că este o perioadă lungă de timp și trebuie să profitați de aceste avantajoase poziții, adică putere de persoasiune, forță mentală capacitatea analitică, talent pentru cercetare, investigare, interes pentru psihologie și diferite subiecte profunde și subtile și chiar misterioase. Forța cu care se schimbă viața datorită acestei conjuncții continuă să aibă un impact pozitiv asupra scorpionului. Așa că ai putea să înveți să stăpânești un limbaj diferit de la programe de calculator. La citirea graficelor financiare, la brokeri, până la interpretarea proiecțiilor psihice. Nu ar trebui să subestimezi puterea cuvântului scris sau rostit. Vei evolua cu o înțelegere mai profundă a diferitelor sisteme de gândire, mai multă toleranță pentru culturi diferite. Energia acestei conjuncții te va ajuta să sapi mai adânc, ca să pătrunzi în zonele în care sunt secrete sau mistere de orice fel. Ar putea fi chiar o altă dimensiune sau o realitate paralelă. Pe finanțe, deși vor fi unele mici probleme, ele nu vor fi dezechilibrate. Elaborează și implementează noi strategii, deoarece vor avea succes, ceea ce va duce implicit la creșterea financiară. Există, de asemenea, posibilitatea de a primi o moștenire sau banii care să vină în urma unui proces pe care o să-l câștigi. Trebuie să acorzi mai multă atenție sănătății până la acest sfârșit de an. Săgetător. Felul în care te afectează pe tine această conjuncție înseamnă regenerarea securității tale materiale. Pe parcursul acestui lung tranzit, Vei abandona vechile scenarii legate de bani sau de proprietăți, ori alte surse de venituri. Vechea ordine se prăbușește, iar punțile se ridică pentru un nou răsărit în ceea ce privește alegerile din lumea materială și care reflectă cu adevărat cine ești și unde și cum dorești să trăiești. Vei învăța cum să alegi lucrurile din trecut pe care dorești să le păstrezi și să mergi mai departe cu ele. Afacerile vechi îmbracă dimensiuni antreprenoriale bune între 8 și 11 noiembrie, iar până pe 22 culegeți fructele muncii, așa cum nu ați mai făcut-o niciodată. Compensarea va veni cu un plus de idei pe data de 30, când inițiați o companie de racolare a oamenilor pentru crearea unei noi echipe. Sănătatea și bunăstarea vor continua să fie duse pe un plan spiritual. Iar energia ta va fi ridicată, intuitivă, cu un sentiment de liniște și de satisfacție interioară pe care nu le-ai mai avut de multă vreme. Capricorn, conjuncția va face legea în semnul tău. Alegerile ar trebui să vină dintr-un loc foarte profund. Vei avea o serie de opțiuni noi, pe care le vei simți pe parcursul anului următor, în special în primele șase luni din 2021. Energia aceasta va exercita presiunea asupra ta și vei avea un timp bogat în revelații, în transformări interioare, în schimbări semnificative, în credințe și în atitudini. Pentru cei care sunt mai evoluați spirituali, toate aceste transformări vor părea firești, deoarece sunt deja familiarizați cu valorile spirituale și înțeleg nevoia de a se transforma în bine. Cu toate acestea, pentru alții care sunt mai pragmatici și mai atrași de lucrurile materiale, aceste transformări vor fi dure, greu de suportat, de înțeles și de gestionat. Așa cum se întâmplă deseori în viață, când nu înțelegem că ne aflăm la o intersecție și că trebuie să ne alegem singur calea, atunci când nu suntem în armonie cu Sufletele noastre și rupem legătura cu Divinitatea ei se întâmplă mereu evenimente neplăcute care declanșează trezirea spirituală. Pe plan sentimental, te pot atrage persoanele care te provoacă și care te încântă, e intelectual. Dar nu ce da din prima și vei fi admirat. Depozitele sau investițiile se blochează într-o afacere pe termen lung până pe 8 noiembrie. Concurența va simți puterea ta după 11 noiembrie și asta este ceea ce îți dorești de fapt. Vărsător, acesta este un moment în care tu poți fi apreciat mai mult pentru abilitățile tale, autoexprimarea creativă sau să devii mai mult centrul atenției. Conjuncția va încuraja o energie mai spontană, chiar autoindulgentă, și ar putea ajuta la aducerea romantismului în viața ta sau crearea condițiilor pentru un mediu mai distractiv și iubitor, sau ambele. Dacă ești la a doua tinerețe, privește înapoi, cam în urmă cu 28-29 de ani, și astfel vei putea vedea și înțelege aspectul a ceea ce se desfășoară acum amintește-ți unde ai fost atunci și ce s-a întâmplat ulterior. Conjuncția aceasta vine cu forță și ne schimbă viața pe negândite, abrupt, fără menajamente și susține regenerarea la nivel profund, la nivel inconștient, la cele conștiente în ceea ce privește renunțarea la unele modele mai vechi sau scenarii înrădăcinate din trecut. Acest fapt sugerează că, dacă abandonăm drumul unui model mai vechi. Vom fi părtași la relansarea treptată într-o nouă ființă, ca un fel de o nouă facere a noastră. Va exista o schimbare subtilă, de viteză în adâncul tău, pe măsură ce vechile metode se prăbușesc, iar drumul se limpezește pentru a te reinventa. Sub influența lui Pluto poți deveni egoist sau nerăbdător. În dragoste vei avea nevoie de înțelegere și de sprijin din partea partenerilor. Dacă ești singur, te poți lupta cu dilemele intelectuale, așa că ar trebui să-ți apropii prietenii pentru confortul tău interior și pentru siguranța în tine. Până pe 30 noiembrie, inima ta va fi absorbită complet de noi prietenii. Pești Conjuncția va dezvolta latura pesimistă și teama de eșec în relații pentru tine. Poți reacționa extrem de agresiv dacă descoperi că ai fost înșelat. În dragoste, ții întotdeauna cont de anumite credințe și nu accepti compromisuri. Vei fi extrem de predispus să dormi în timpul zilei și asta nu e bine. Deoarece dacă nu ești atent, foarte ușor lumea ta reală poate deveni o lume utopică există șansa de a recupera bani pe care i-ai împrumutat cuiva din trecut. Primește ajutor din partea autorităților în orice problemă legală. Poziția favorabilă a planetelor pentru semnul tău va duce la o creștere a stabilității și a respectului social. Pentru femeile de afaceri există mari șanse să obțină un câștig neașteptat. Pe sănătate, revenirea la simptome care te-au încercat în urmă cu câteva luni și pe care, dacă nu le-ai luat în serios, vor duce la schimbări iremediabile. Vor fi de asemenea schimbări de natură emoțională și vei ajunge la un plan spiritual mai ridicat, care va scădea stresul interior, aducându-ți pacea, mulțumirea și bucuria pe care le cauți de ceva timp. Contactul cu inconștientul îți oferă o clar viziune care trebuie folosită. Este necesar să te angajezi în visele tale. Ai nevoie de sprijinul persoanelor cu o gândire asemănătoare cu a ta pentru a îndeplini aceste idealuri. Angajamentul față de visele și viziunile tale face ca viața ta să devină Raiul, iar lipsa ei să devină Iadul. Să nu uiți că apa are un efect vindecător și liniștitor asupra ta. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Sper ca materialul să vă fie de folos și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului pentru a primi automat toate noutățile, mai ales previziunile pentru luna decembrie și cele pentru anul 2021 detaliat pentru fiecare zodie în parte. Vă pup! Vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.